Salutare lume, bine v-am regăsit la un nou car vlog. Astăzi vreau să vorbesc despre o întrebare care mi s-a adresat pe rețelele de socializare în legătură cu diferența între Golf 4 și un Logan pe partea de întreținere. Am zis ok, haide să fac acest episod pentru că sincer chiar mi s-a cerut. Și am zis, haideți să vedem ce poate ieși. Să ieșim de aici în primul rând. Opa. Și după cum spuneam, să vedem cam ce ar putea ieși, pentru că m-am interesat destul de mult de treaba asta. Și am zis să vedem și părerea voastră. Și părerea de pe net, că oricum după net am citit în general toate întrebările pe care mi le-ați adresat și pe care sincer unele nu le știu pentru că nu am de unde să le știu chiar pe toate. Și să încep episodul prin a vă spune și de o aplicație, poate ați mai văzut la mine pe canal, se numește Cashback. Vă ajută să economisiți din cumpărăturile voastre. De exemplu, vă duceți la Kaufland și din valoarea pe care o consumați vă puteți lua 2% înapoi. De exemplu, cheltuiți 100 de lei, vă luați 2 lei înapoi. Acesta este un exemplu, că puteți să cheltuiți și 20 de milioane și să vă luați 2% înapoi, ceea ce este foarte ok. Găsiți mai multe detalii, găsiți în descriere. Am și un video special despre așa ceva, despre aplicația respectivă, tot în comentarii, lăsată. Și să trecem la episodul nostru. După cum spuneam, m-am interesat destul de mult despre Logan și am observat unele aspecte. De exemplu, pe partea de motor. Să încep cu partea motor. Un filtru de ulei, pot să zic, am observat că este cam 35 de lei. Aici este ok, pentru că și la Golf este tot cam pe aici să bat, vreo 35, 40, 45 de lei. Cam acesta este ceva bun, mă refer de la MAN și alte firme de calitate, nu ceva fake între ghilimele. La ulei stă mai bine Loganul, pentru că un ulei bun pentru Logan este cam 100-120 de lei. Golful este puțin mai scumpice la... Depinde acum ce ulei băgați în primul rând, dar Golful este puțin mai scump, cel puțin eu dau 160-170 pe Lichimoli. Acum depinde și de... depinde și de magazin și de mai multe chestiuni. Am rămas puțin uimit, de exemplu, la partea de kit de distribuție. Un kit de distribuție am observat că se cumpără cu vreo 460 de lei, absolut tot kitul de distribuție. Treaba asta am văzut-o, acum să spun și motorul, am văzut-o la un 1.5, normal. Hai nene, ne băgăm, uitați că vorbeam de Logan. Deci la 1.5 am văzut toată treaba asta, dacă nu m-a lăsat nimeni. Deci mi s-a părut un preț foarte, foarte bun. Și am mai rămas puțin uimit, aici nu era vorba de 1.5, era vorba de 1.4, după cum am observat. La ce era? Pe partea de ambreiaj. Deci tot ambreiajul cu placă, cu toate nebuniile, era 460 de lei. Am zis, băi, fraților, adică 460 de lei mi s-a părut un preț foarte, foarte bun. Nici la Golf 1.6 nu găsești prețul acesta, sincer, am văzut că este mai mult, nu e chiar așa ieftin. Am mai observat pe partea de frânare. Deci un disc față pentru Logan, că știți prea bine că pe spate nu are discuri. Disc față 95 de lei, parcă am văzut, deci... este foarte bine la preț. La Golf este puțin mai scump, adevărul ăsta e, pentru că te gândești că are și față și spate discuri,
o să te duci mai mult. Deci mai mult. Un disfaț ar fi la vreo 100 și ceva de lei, ceva bun, mă refer. Și așa m-am uitat și la Logan, nu m-am uitat la ceva ieftin, m-am uitat la cele mai bune. Ce ar mai fi? Brațul. De exemplu, brațul pe față, un braț cu tot cu buc și cu toate nebunile, este 2.200.000. Și iar un preț foarte bun. La Golf este mai mult. Adevărul ăsta, am văzut vreo 400, 500, nu știu, sincer, pentru că eu n-am schimbat braț până acum, nu știu care e treaba cu astea. Deci de când am mașina de atâția ani de zile, n-am schimbat decât, mi se pare, cu o bucșă sau ceva de genul, nu știu sigur, nu pot să vă zic 100% sigur treaba aceasta. Hai, ne hotărâm și noi cum de merge. Așa. Pe partea de, nu știu, aici se știe că este un dezavantaj la Logan, pe partea de tablă. Se știe prea bine că pe tablă stă destul de prost, adică nu putem să zicem că, nu pot să zic că e ok pe tablă pentru că aș minți acum. Nu știu astea, modelele mai noi, dacă stau mai bine pe tablă, dar știu că modelele vechi stau destul de prost, adică 2-3 ani de când achiziționez mașina începe să ruginească, adică nu mi se pare chiar ok treaba asta. Mamă, ce s-au împrumolit ăștia aici. Deci nu mi se pare chiar ok treaba asta cu tabla, pentru că cred că nu este tratată bine sau nu știu, nu intru în detalii care mă depășesc, nu știu care este problema. Dar o singură chestie am observat, mașinile din afară, exemplu Loganurile, dacă le iei din afară sunt mai bune. Aici nu știu ce să zic, înseamnă că este o mânărie la mijloc. În fine, nu intrăm în detalii. Deci mi se par destul de ok, accesibile la preț. Deci dacă ai avea un Logan pentru România, mie mi se pare cea mai bună mașină, după părerea mea. Adică este o mașină cu garda înaltă, o mașină destul de ieftină, o mașină care ține cu buzunarul, pentru că îți iei, de exemplu, cu 4.000 de exemplu, îți iei un Logan din 2010, după părerea mea, în 2010, care până la urmă este anul 2010, adică despre ce vorbim. Și cam aceasta este părerea mea în mare despre Logan versus da, să zicem, versus Golf. În mare, este clar că Loganul este mult mai ieftin, mult să revenim la ale noastre. S-a produs acolo extorsiunea unui degajament. În fine, după cum spuneam, costurile sunt destul de bune la un Logan, nimic de zis. Puteți să-mi ziceți și în comentarii dacă am spus lucruri de care voi nu sunteți mulțumiți, că se poate să fie între voi și cei care, mai ales cei care aveți Logan, știți mai bine, pentru că voi știți cum le duceți la service, câți bani băgați în Loganul vostru. După părerea mea, este o mașină foarte, foarte ok. Eu am condus destul de multe Loganuri și conduc în continuare Logan. Și mi se pare o mașină foarte ok pentru România, după cum mă repet treaba asta. De exemplu, dacă eu vreau să mă urc pe bordura asta aici, nu pot să mă urc pentru că mașina mea este destul de joasă. Așa, cu un Logan, sincer, nu ai nicio treabă, te urci, deci fără nici cea mai mică problemă. Da, este ok, este un dezavantaj, exemplu, în curbe și astea, da, se simte că se lasă puțin mai mult, dar nu mergi tu pe drumurile noastre, mergi cu 200 de km la oră. Să fim serioși acum, adică, na. Și pe partea de consum, mi se pare foarte ok, de exemplu, un diesel, un 1.5, am observat consumuri foarte, foarte frumușele, adică mă bate la aspectul ăsta. Bine, mașina mea, Golful în general fiind și mai greu, vă dați seama că sunt alte chestii, dar nu intru în detalii în legătură cu asta. În general, ce pot să zic? Un Logan
este mult mai ieftin la întreținere decât un Golf. Cu această părere am rămas, am văzut treaba asta, m-am documentat în legătură cu această chestie, această treabă și, sincer, știam, oricum știam că o să mă bată la capitolul ăsta cu mașină mai ieftină, dar am vrut să răspund totodată și la întrebarea pe care mi s-a adresat. Și dacă mai aveți ceva de zis, puteți să lăsați în comentarii, să spuneți și părerea voastră despre această bătălie între ghilimele. Și până data viitoare aștept cât mai multe like-uri, dacă v-a plăcut bineînțeles video, și să ne auzim cu bine și să conduceți cât mai prudent.